Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În cele ce urmează, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu și ministrul Afacerilor Externe al statului Israel, Eli Cohen, vor susține un briefing de presă. Domnule vicepremier, aveți cuvântul. Stimate domnule ministru Eli Cohen, dragă Eli, stimați membri ai delegației, stimate domnule ministru Poruș și membru al Knesetului domnule Revivo, bine ați venit la Chișinău, Bruhim Abayim. Suntem cu toții foarte bucuroși să vă salutăm în această vizită împreună cu delegația care vă însoțește. Această vizită reprezintă o ocazie importantă pentru consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și statul Israel, și ne va permite să explorăm noi modalități de cooperare în diverse domenii. Prima și ultima vizită de până astăzi a unui ministru israelian de externe la Chișinău a avut loc în anul 2011, deci într-adevăr am asistat la o pauză în aceste vizite și evident acest lucru a încetinit dialogul politic dintre țările noastre. Dar iată că după această pauză suntem martorii unei reînvigorări ai relației moldo-israelene și reluării contactelor la nivel înalt. Este absolut normal ca statele noastre să aibă rapoarte foarte bune, reieșind din istoria comună și valorile democratice pe care le împărtășim. După cum am menționat, acum are loc dinamizarea acestor relații bilaterale. În luna mai, anul curent, au avut loc consultările politice bilaterale la nivelul celor două ministere de externe, care au pus baza pentru dialogul de astăzi. În cadrul întrevederii de astăzi am vorbit despre mai multe proiecte și inițiative concrete. Din partea ambelor noastre state există un interes pentru a lansa negocierile pe un acord de liber schimb și echipele noastre deja lucrează pentru a pregăti aceste negocieri și acest lucru ne va permite să creștem volumul comerțului nostru cu statul Israel. Bună oară, ca exemplu, în anul 2022, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu statul Israel a înregistrat suma de 42 de milioane de dolari, reprezentând o creștere de aproape 70% comparativ cu anul 2021. Acest lucru indică prezența unui potențial important neexplorat, dar evident aceste sume sunt relativ mici și ne dorim creșterea acestor sume în comerțul nostru reciproc. Și în acest sens, din partea Republicii Moldova, ne dorim să suntem interesați să mărim exportul de cereale, fructe proaspete și uscate, nuci, sucuri, covoare, precum și să achiziționăm îngrășăminte minerale și de altfel astăzi am discutat modalități de a intensifica cooperarea noastră în domeniul agriculturii și nu doar al comerțului. Suntem dedicați și atragerii investițiilor israeliene în economia țării noastre. În Moldova activează 408 întreprinderi cu capital israelian, care au făcut investiții de circa 67 de milioane de lei. Am discutat și necesitatea și utilitatea fortificării legăturilor noastre, inclusiv prin lansarea unor rute directe dintre Chișinău și Tel Aviv. Lucrăm pe acest domeniu și sperăm să avem și o situație în care zborurile directe dintre capitalele țărilor noastre vor fi relansate într-un viitor cât mai apropiat. Acesta este interesul Republicii Moldova și știți foarte bine că absolut cu toți partenerii noștri ne dorim deschiderea, relansarea și intensificarea liniilor aeriene și rutelor directe la Chișinău și abordăm aceste subiecte cu toți partenerii noștri. Suntem interesați de cooperare și în sectorul transporturilor și infrastructurii drumurilor. Suntem interesați de preluarea experienței Israelului în sfera medicinii generale și de urgență, managementul apei în domeniul agriculturii, pe care l-am menționat, în contracararea fenomenului atacurilor cibernetice și toate aceste lucruri reprezintă interese importante și obiective importante pentru țara noastră. Am discutat și despre intensificarea cooperării dintre țările noastre pe dimensiunea de securitate și apărare. Am discutat și despre numărul mare de cetățeni ai Republicii Moldova care muncesc în statul Israel, cu accent pe necesitatea respectării drepturilor acestora. În acest context, salutăm finalizarea negocierilor protocolului de implementare B
la acordul dintre Republica Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din statul Israel și disponibilitatea semnării acestuia în cea mai apropiată perioadă. Semnarea acestui document va elimina intermediarii și plățile excesive, va reduce costurile procesului de angajare, va ordona și legaliza aspectele acestui proces. La fel, în viitor apropiat, va avea loc semnarea acordului dintre Republica Moldova și Statul Israel privind conversiunea permiselor de conducere. Astfel, se vor aplica standarde unice prin care va fi posibilă efectuarea evaluării veridicității și legalității permiselor de conducere. De asemenea, ne-am exprimat interesul nostru de a avansa și pe liberalizarea roamingului între țările noastre. Cu referire la cooperarea în sfera justiției, ne-am informat reciproc despre evoluțiile interne și reformarea sectorului justiției din Republica Moldova, ministerele justiției din Moldova și Israel, care se află de ceva timp în contact direct, urmează în următoarea perioadă să semneze un acord privind asistența juridică, reieșind din interesele ambelor state. Astăzi am discutat și despre situația de securitate regională, inclusiv războiul nejustificat al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Republica Moldova respectă integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei și am condamnat și continuăm să condamnăm în cei mai ferm termeni agresiunea rusă contra Ucrainei. Am abordat și situația din Orientul Mijlociu, concentrându-ne pe procesul de pace și importanța dialogului pentru identificarea unei soluții de pace durabile. Am discutat despre eforturile țării noastre în păstrarea memoriei victimelor Holocaustului și combaterea manifestărilor antisemite și discriminării pe orice bază. Am subliniat că Republica Moldova a fost printre primele țări care au aprobat definiția internațională a antisemitismului în cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Anul acesta, de asemenea, comemorăm oficial memoria victimilor pogromului evreiesc din Chișinău din 1903 și astăzi vom depune flori la monumentul dedicat acestei tragedii împreună cu domnul ministru Cohen. În plus, un grup de profesori moldoveni va vizita muzeul Yad Vashem pentru instruire în predarea Holocaustului în luna octombrie 2023. Cu câteva zile în urmă, guvernul a mai aprobat și transferul sinagogii Cyrilson, o clădire istorică din centrul Chișinăului, către Muzeul Istoriei Evreilor din Republica Moldova. Am invitat partea israeliană să sprijine acest proiect valoros și să lucrăm împreună cu Ministerul Culturii la crearea unei rute turistice pentru a promova patrimoniul evreiesc din Republica Moldova. Un punct de atracție important pentru societatea noastră, dar și pentru turiștii care vizitează Republica Moldova. Și un element important pentru intensificarea turismului și a legăturilor culturale și istorice dintre țările noastre. Tot aici voi menționa și faptul că lucrăm împreună pentru a facilita tranzitul Republicii Moldova al acelor cetățeni a Israelului care urmează să se îndrepte spre localitatea Uman din Ucraina în luna septembrie pentru a participa la festivalul anual de la Uman în memoria lui Rabbi Nachman și evident am discutat și acest subiect pentru a găsi modalități de cooperare împreună pe marginea acestui subiect și în încheiere vreau să mulțumesc echipelor pentru organizarea acestei vizite care ne permite să relansăm și să intensificăm relațiile dintre țările noastre. Domnule ministru, Toda Raba și aveți cuvântul. Stimate prietene, ministru de externe, Popescu, shalom. Pentru mine a fost foarte important să vin în această vizită istorică în Republica Moldova peste mai mult decât un deceniu. Am venit aici cu o delegație. Împreună cu mine este ministrul Păcuș din Israel și membrul Parlamentului nostru, Ilia Rvivo, care sunt împreună cu mine la această vizită istorică. Avem multe momente pe agenda noastră care, din punctul meu de vedere, cu siguranță ar putea să aducă relațiile între țările noastre la un alt nivel. Am discutat cu colegul meu
vizita cetățenilor Israelului în Uman luna viitoare. Conform estimărilor noastre, circa 30.000 de cetățeni israeleni vor merge în Ucraina prin Moldova, ce va fi o operațiune majoră. Și vă mulțumim, domnule ministru, pentru cooperare cu referire la acest subiect. Este foarte important. Cu siguranță poate contribui la economia Republicii Moldova și la ce are nevoie poporul nostru. Mai sunt și alte subiecte pe agenda noastră și la adunarea generală a ONU în septembrie, la fel, va fi semnat un acord cu privire la drepturi și ministrul Dichter, ministrul agriculturii din Israel, va vizita Chișinăul în octombrie și va fi un proiect major în domeniul agriculturii, un proiect unic între țările noastre. De asemenea, am discutat și un zbor direct, ceea ce va contribui, pe de o parte, la dezvoltarea turismului și dezvoltarea afacerilor. Va crește volumul comerțului și investițiilor. Vreau să mulțumesc ambasadorului nostru aici în Chișinău și ambasadorului din Israel pentru ceea ce fac. Sunt minunați și cred că țările noastre au un viitor luminos împotriva dificultăților. Pentru Moldova este o perioadă de timp foarte complicată, ținând cont de circumstanțele războiului între Rusia și Ucraina. Vreau să vă spun că am fost primul ministru din Israel care a vizitat Kievul după începerea războiului. Am avut o ședință foarte bună cu președintele Zelensky. Israelul mereu a susținut suveranitatea și integritatea Ucrainei. Acum implementăm un proiect major care va salva viețile ucrainenilor și va acorda asistență umanitară cetățenilor Ucrainei la fel. Vreau de asemenea să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi Guvernului Republicii Moldova, care întreprinde mai multe acțiuni pentru menținerea memoriei Holocaustului și pentru combaterea antisemitismului. Apreciem foarte mult acest lucru. De asemenea, apreciem organizarea ceremoniei de comemorare a pogromului din Chișinău din 1903. Oamenii noștri au suferit foarte mult pe atunci, dar vedem acum cooperarea între Guvernul Republicii Moldova și comunitatea evreiască, ceea ce noi apreciem cu siguranță. Dragă prietene, apreciez foarte mult ospitalitatea și prietenia ta. Vreau să folosesc această oportunitate să vă invit să fiți oaspete în Ierusalim, capitala Israelului, unde în septembrie vom avea o conferință acolo, unde vom marca cea de 75 aniversare a statului Israel. Deci sunteți mai mult decât binevenit și vă asigur că cetățenii noștri vor vedea fructele acestei vizite importante în domeniul economic, în domeniul turismului, în domeniul agriculturii. Am discutat de asemenea subiecte care țin de securitate actuale pentru perioada noastră la fel. Deci, mulțumim foarte mult. Mulțumim, dragi prieteni.
Doamnelor și domnilor, evenimentul de presă a luat sfârșit. Vă mulțumim!